Simona Trașca a suferit cea de-a 11-a intervenție, fotomodelul a fost operat la nas și timp de 4 ore medicii s-au chinuit să repare ceea ce se stricase în vară. Cu fața umflată și dureri cumplite, Simona ne-a mărturisit dacă se va opri aici cu operațiile. Plângeam în două, Doamne, ferește, nu mai vreau nimic. A vrut să se apropie de perfecțiune, însă a ajuns să fie operată de 4 ori, numai la nas. Ieri, Simona Trașca a ieșit din operație puțin amețită, ce-i drept, de la anestezie. Nu simt mai bine, dar mă doare gâtul de la tubul ăla, e normal. A avut și o surpriză plăcută de la fostul ei iubit, Alin, un buchet de trandafiri roșii. Mi-a dat și mesaj înainte să vin la operație, mi-a zis că va fi alături de mine. Pentru că nu a fost o operație tocmai ușoară, toți cei dragi au vrut să fie aproape de Simona. Maică-mea știu că e foarte îngrijorată, la normal. M-a sunat și bunica mea aseară, plângeau amândouă. Cât despre o nouă intervenție estetică... Mai de gând să-ți mai faci vreo operație, ceva? Nu.